Cine este pentru? Vă mulțumesc. Astăzi, pe ordinea de zi, avem dispoziția numărul 341. Consiliul local al Comunei convoacă ședință ordinară în ziua de 13.11 cu următoarele ordine de zi. Aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din 25.10.2017. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetare locale la finele trimestrului 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Crăjdu sub Bacău pe anul 2017, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 7648 din 27.10.2017. Proiect de hotărâre privind completarea articolului 23 din anexa hotărârii Consiliului Local numărul 61-29-12-65 referitoare la stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2017 la nivelul Comunei Cleșa, județul Vacă. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor norme proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autovehicolele și utilajele din dotare, proprietate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al unității administrative. Diverse probleme. Și avem o suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția construcție teren de sport multifuncțional în satul Cleșa. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului construire teren de sport multifuncțional și proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 57.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2016. Construire teren de sport. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleșa, județul Bacău, pe anul 2017, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8236 din 2011. Având în vedere urgentă necesitatea, legalitatea și oportunitatea proiectelor de hotărâre, acestea aducând un aport pentru dezvoltarea comunității, propun adoptarea de urgență a hotărârilor menționate mai sus, în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 13.11.2017. Da. Trecem la punctul 1. Un pic, da. Ca să știe de ce am decalat un pic ora. Nu aveam toate datele de la proiectantul de teren de sport și consultant. Și a trebuit să așteptăm până acum să ne dea ultimele date. Pentru asta a trebuit să... Acest decalaj. Se supune în ordinea de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.10.2017. Dacă sunt obiecțiuni. Dacă nu sunt, se supune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 14. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 3 2017, proiect inițiat de domnul primar Iștoc Petre. Doamna contabilă, ce vă aveți cuvântul? La finele trimestrului 3, ca în fiecare trimestru, în afară de salarii și utilități și ce ați mai aprobat, în mare parte, ca cheltuieli majore, au fost investiții. Am aprobat studiul, am plătit studiul geo la poduri, avizile, tot ce studiul topografic, expertizile tehnice, avizile la școala numărul 2 cu studii topo, geo, expertizile la terenul la dispensarul cu demolarea, intabularea planului de situație studiul geo la teren de sport. Au mai fost plată la închirierea excavatorului care am fost finalizat în parte din lucrări, materiale pentru șanțurile astea care le vedeți pe aici,
Am plătit aia ceva, am aprobat în consiliul local persoanele cu handicap, că de că nu avem angajat niciun acolo. Specialistul la ședințele de fond funciar, combustibile, betonier, cam asta. Mă, ca chiar tu mai mult față de dacă sunt discuții. Dacă nu, să se supune la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 3. Da, 14. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleșa, județul Bacău, 2017, ca urmare a referatului compartimentului de resort 7648 din 27/10/2017, proiect inițiat de domnul primar. Tot dumneavoastră. Am făcut niște reglementări în cadrul unor capitole. La salarii am mai pus la consilieri. La servicii la alte capitole. Ați avut referat, a cerut școala și conform legii suntem obligați să-i dăm, o trebuie să mai suplimentăm ca să ajungă banii la burse sociale. Deci cred că dăduse 8300 și nu le-a ajuns. Și am mai dat 8300 și 915 lei conform legii suntem obligați să asigurăm la cadre didactice medicale care fac anual. Da, și astea se suportă din bugetul local. Și asta le-am dat 9215 lei în bugetul școlii. Asta e prin prima, nu pe prima rectificare. Dar și vă zic și o de următoare rectificare. Am majorat un venit, am încasat niște bani la autorizații de construcție mai mari față de cât am previzionat în anul 2017 și am mai pus niște bănuți la drumuri în caz de dezăpezire, să avem bani alocați acolo, nu știu, dacă nu va veni zăpada, dar nu vom avea cheltuie. Dacă va veni, să avem niște bănuți prinși acolo, pentru că nu mai avem nimic la drumuri. Și la asistenții personali am făcut niște reglaje în cadrul acelui capitol, că știți că în lege spune că dacă nu poate să-și ia concediu, se plătește o indemnizație asistentului personal, persoanei cu handicap. Deci toți cei angajați îi se dă și o sumă la suma pe contravalare la concediu de obicei. Dacă sunt discuții la punctul 3. Dacă nu sunt discuții, se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre primind completarea articolului 23 din anexa hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 29/12/2016 referitoare la stabilirea de impozite și taxe locale pe 2017 la nivelul Comunei Cleșa, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar. În urma controlului la Curtea de Conturi, știți că au stabilit școlilor să plătească salubritatea. Domnii de la școală, pe anul 2017, au avut și mi-au făcut și adrese că nu dispun de fonduri pentru a plăti. Conform codului fiscal, Consiliul Local poate acorda scutirii la plata. Deci vorbim ca instituții publice doar școală, nu biserici, nu altceva, doar școlile, să-i scutim de la plata la salubritate pentru că nu dispun de fonduri. Deci ar trebui să plătească către 4 lei, nu? La da. 70 și ceva de salariați. Deci nu dispun de fondurile necesare. Și nici noi nu putem aluca din bugetul local să le dăm lor, să ne numim și atunci s-a propus ca să scutim pe anul din urmă, pe 2014, 15, 16, nu avem ce face, o să încerce să plătească, nu putem da o hotărâre retroactivă, se scutește pe 2017, iar în cadrul hotărârii impozite și taxe locale pe 2018, deja am prins ca școlile să fie scutite de la plata la salubritate, pentru că sunt niște lucruri care ei chiar nu dispun. Din câte am înțeles, mai au și la bază plătit factori din decembrie. Problema e că ei sunt plătiți, adică bugetul lor vine în funcție de numărul de copii. PRL. La ora actuală, copiii din ce în ce se împuținează și atunci și bugetul lor scade. Și așa că și eu, mai greu, nu au deci bani. Nu se mai dă, nu se dă și nu s-a dat, nu știu, nu țin minte să dea funcție de necesități. Se dă PRL, dacă scade numărul, scade și cheltuiala, banii care ei primează de la bugetul de sigur. Noi am avut această taxă de salubritate, dar ei nu au plătit niciodată, așa că, practic, se... Și nu se plătește majoritatea, nici la Bacău, dar poate să ridică acum o mai pentru că n-am avut hotărâre prin care să-i scutim. Noi am avut când scria instituții publice, aici erau bisericii, dar n-am făcut și noi aleasă în școli, nu.
Bine, și acum plătim din banii pe mâine. Nu se plătească. Nu, nu plătim, nu plătim. Nu plătim, nu plătesc ei. Da. Dar, prin urmă, o să trebuiască să plătească. Treaba nu știu de unde. O să pun, știu, puțin, că legea bugetului nu e venit la cofinanțare complementară, să ne dăm pentru așa ceva. Te spune, pentru bursii, navete... Să dau și la fondul clasic. Nu, dar tot e bani cu cei. Doar dacă o să pună elevii ca să dea bani, să dă la urmă. Nu, 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 pe asta zic. Treaba instituției... Dacă sunt discuții. La punctul număr 4. Dacă nu, se supune la urmă. Cine este pentru? 14 pentru. Câte voturi sunt pentru? Mai... Se supune la vot. Cine este pentru? Da, 14 pentru. Da. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autovehicul și utilaje din notare. Proprietate. Proiect inițiat de domnul primar. Aici aș vrea ca să răspundă cei care au inițiat acest proiect. Da, eu am făcut referatul pentru că nu se bate consumul de carburant care este la ora actuală până cât consumă mașinile. Pentru că a intrat o greșeală aici, unde am spus de ușa de secretare, în loc de 20 s-a pus 30. Vom modifica. Bine, și nu este deplasarea cu încărcarea maximă de consum de 30 acolo. Și în urma controlului de la puterea conturi, mi s-a spus că la fiecare mașină să se facă foaie zilnică. Și atunci se face foaia zilnică de consum, dar nu pot să spun că, de exemplu, Dacia Duster are în carte 4, nu știu cât. Nu schimbă nici cei de la Dacia. Atunci eu am întrebat cu doamnă, bun, cum facem consumul ăsta ca să facem consumul real? La toate mașinile vorbim doar pe Duster. Mai ales Bordo, una consumă când îți toate picioarele, alta consumă când merge limpe drum și alta când nu știu ce face. Aici la Bordo, vreau să intervin eu un pic la Bordo. Aici scrie cu golul 11%, cu plinul 15%, nu la 100%, la oră. Deci, eu vă spun, în timpul meu, mai mult de 11% nu i-am dat nici cu plinul, nici cu golul, la acest bundă. Nu știu cum, nu știu cum, cu golul, cu golul, aveți acolo un normativ de 8,5 și cu plinul de 12. 10,89. Și cum să fie 11 cu golul și 15 cu plinul? Dar aveți partea din bine, mergem cu gol. Unde vreți să mergem cu gol? Trei ori vreau să plătesc eu. Odată cu vechimea unei mașini crește un pic consumul. Odată cu vechimea unei mașini scade consumul, domnul. Pentru că mașina cât e nouă, e strâns și consumă mai mult. Să știi și tu trebuie. Un motor nou consumă mai puțin și deci un motor vechi consumă mult. La motorii mult. Un tractor nou consumă mai puțin și un tractor mai vechi. Când e nou ieșă din fabrică, consumă mai mult, cel puțin până la 1000 de ori ai un consum mai mare. De 1000 de ori, după aia scade la egal și scrie. Da, dar odată cu trecerea vechimii. Și când e 20 de ani. Vorbește cu portarul. Deci, s-a făcut o comisie sau s-au verificat? Nu, uitați, am pus un plin de motorină la bord de excavator, adică 140 de litri. Și au plecat pe Islasului să lucreze. S-au scoșcioate, s-au împins pământ, s-au excavat. Da. Și vreau să zic că s-au întors înapoi la ora 4. Mai avea în jur de 16 litri. Faceți consumul dumneavoastră atunci la 7 ore. Să vedeți că așa dă. Deci am făcut proba, am încercat cu mașina, cu daful. Ne-am dus la pădure să aducem lemn pentru poduri. Am plecat cu, când ne-am întors înapoi, era consum peste 20. Consumul la mașină n-ai cum să faci până la pădure și înapoi. Păi, plinul, umpli mașina cu balastul, cu 100 de kilometri și făi plinul din nou. Stai la o comisie din cadrul Consiliului Local și vom merge, stabilim o comisie și mergem pe teren. Facem un plin și mergem într-un pot până ce vedem, să vedem care este consumul real. Da? Ca de exemplu, când am făcut șanțurile, da? Staționar mergea, era motorul pornit.
Este un consum. În momentul în care pleacă de pe loc și este plin, este alt consum. Deci nu poți să mergi numai cu, să zicem, cu 10 litri la oră, și la plin și la greu. Și la staționare. Dar nu este nicio problemă dacă este, dacă nu sunteți convinși de acest lucru, stabilim o comisie din cadrul Consiliului Local și vom face o probă. Exact. Eu, cine vrea să înțeles? Acum îmi spune cine dorește. Se supune la vot. Cine este pentru? Eu zic că am făcut consum. Deci cine este pentru? Haideți să numărăm. Deci 1, 2, 3, 4, 5, domnul Salca, 6, domnul Varga, 7, domnul Voidoc, 8, domnul Benchea, 9, doamna Stoleru, 10, domnul Ierfi, 11. Deci 11 din 14 prezenți. Și deci 11 voturi pentru. Stați așa un pic. Așa. Împotrivă? Împotrivă. Și aș mai dori să specific ceva. Mă scuzați. Oborici. Joca. Eu consider că este o greșeală, pentru că de pasare în gol are 15 litri basculanta. A fost o greșeală, v-am spus, acolo s-a stabilit, a fost o greșeală cu 20 litri. Iar la temperatura maximă are 30 de litri. Da, v-am zis, acolo în loc de 2 au pus 3. Cu mențiunea, deci 11 voturi pentru, da? Cu mențiunea că la punctul 4, la punctul 5, da, pardon, la litera B, în loc de 30, se va menționa 20, da? Da. Așa. Și rămâne așa 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, domnul Voborici și domnul Joca și domnul Doboș abțineri, da? Trecem la punctul 6. Mai sunt ceva probleme? La punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierei bunurilor în domeniul public și privat al unității administrative teritoriale comunității județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar. Cine răspunde la treaba asta? Deci, este în urma controlului când a zis la câteva bunuri, a zis să facă inventarierea pe anul 2017. S-a făcut o comisie din cadrul primăriei și s-a făcut inventarierea domeniului public la în 2017. Din toată inventarierea scritic și faptic, comisia a constatat că a trebuit să casăm cele 30 de coșuri stradale. Am niște coșuri stradale acolo inventate, dar nici dacă sunt 30, nici mai știu ce stare de funcționare. Da, și atunci să casăm cele 30 de coșuri stradale care au fost acolo prins în inventar, nu? Și nu le-am mai dat. În restul parte sunt. Dacă sunt probleme la punctul 6. Da, până la urmă, coșurile astea, hai că le scoateți de nu sau cum, dar totuși le măcar... Le locuim și le locuim. Dar măcar prin stațiile de autobuz să fie totuși ceva. Dar le-am înlocuit. Deci am fost locuri în fața bisericii, le-am înlocuit. Vedem, mai facem un necesar și ce avem nevoie mai în comandă. E dezastru. Nu e vorba, dar era lângă coșul aruncat lângă. Asta nu știe educație, dar măcar trebuie să fie acolo ca să-l vadă, știi, adică... O să trebuiască să gândim, regândim puțin, să punem niște coșuri un pic mai mari, adică... Să nu le strice cel puțin, că... Adică ceva mai tare, în cauza că ăștia n-au mai. Dar săptămâna trecută am primit oamenii pe teren, am fost și am făcut la platformele ecologice, am făcut separat. Au venit mașina, mi l-au pus iarăși în fără. Dacă mai sunt probleme la punctul 6. Dacă nu se supune la vot, cine este pentru? 14 pentru, da? Trecem la suplimentare. La punctul 1 avem proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru investiția, construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja, așa, în strada Pieții, cum mai trebuie în Bacău, proiect inițiat de domnul primar. În legătură cu acest proiect, cred că despre domnul primar. Da, da. Deci, am
trebui să... Practic banii care au fost... Avem de cheltuit 37.000 de euro, practic. Au fost șapte... Suntem din Gala, aparțin, dar de Gaului suntem șapte comune care suntem în cadrul Gaului. Am stabilit ca fiecare comună, fiecare comune să revină către 37.000 de euro. 37.000, 0,50 de... 0,50, da. Dar, pentru un teren de sport nu ne ajung chiar toți banii, știi? Și atunci a venit să vedem poate de cofinanțare. Ne poți spune cum e cu... Tu ai stabilit cu acolo. De ce sunt terenul? Doamna se ocupă de proiectele. Colega. Sunt terenul din teren de sport care a fost proiectat în strada Pieței. Terenul pe care îl ocupă 1500 m pătrați. Dimensiunile terenului de sport este de 800 m pătrați. Teren de sport împrejmuit, gazon sintetic, cu iluminat, public. Este un teren multifuncțional pe care se vor putea desfășura jocuri de fotbal, tenis, volei, basket. Da. El se finanțează prin FADR, dar noi, făcând parte din acest GAL, vom depune documentația de finanțare la GAL Conferințe Moldave, care funcționează în cadrul Comunei Nicolae Bălcescu. Finanțarea asigurată este de 37.000 de euro. Costul total al terenului de sport este stabilit undeva la 47.000 de euro, fără TVA. Noi asigurăm finanțarea TVA-ului și a părții neeligibile, adică ceea ce depășește 37.000 de euro. Construirea terenului de sport se va face în perioada de 12 luni de execuție, cu costul de stabilitate făcut. Termenul de depunere este 15-11, ora 13. Nu dorim decât să ne urați succes. Da. La punctul 2 e aceeași problemă. Deci ce nu mare gelos să mai discutăm. Da. Dacă sunt discuții la acest proiect. 650 de euro. 65 de euro. Dacă nu sunt probleme, se supune la vot. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Consider că la punctul 2 e aceeași problemă, care spune privind aprobarea implementării proiectului, construire teren sport multifuncțional în statul Clăci. Deci aceeași treabă. Consider că primul vot este și al doilea vot. Hai, să supunem la vot și punctul 2, dacă cine este pentru. Aceeași problemă. Deci 14 voturi pentru, da? Da. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții de anul 2017 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 57.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2016, Comuna Clejă, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, construire teren de sport, multifuncțional în satul Clejă, strada Pieții, Comuna Clejă, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar. Deci și banii ăștia se referă, așa cum spunea domnul primar. Da. Ați aprobat 10.500, am aprobat să facem SF-ul. În urma SF-ului și a devizului actualizat, am prins, noi mai aveam un excedent 31.000. Diferența de bani am luat de la, știți că ați aprobat la începutul anului, obiectivul de investiție eficientizare energetică la școala numărul 1, care urma să pună prin port, axa 3. Nu s-a, încă nu s-a deschis sesiunea, nu s-a făcut niciun demers acolo, doar au fost prinși bani inițial acolo, când s-a dat drumul să avem niște bănuți. Și am mai luat 26.000 de la investiția de acolo, de la, deci am micșorat obiectivul de investiții la eficientizarea școala numărul 1 și am pus la GAL ca să completăm, să avem valoarea totală la terenul de sport 65.500. Valoare cheltuială neeligibilă cu tot cu TVA din bugetul local. TVA-ul vom recupera, dar noi trebuie să avem prins în hotărâre toată cheltuială neeligibilă. Că ulterior TVA-ul vom recupera. Dacă sunt probleme. Dacă nu, să se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Da. Trecem la punctul 4. Trecem la rectificarea. Da. E aceeași problemă cu rectificarea
avem un referat numărul 8136. Un referat este excedent, un referat îți face rectificare, că ducem de la capitolul cu eficientizare la capitolul cu terenul de sport. Dacă este o discuție la problema asta, dacă nu, să supune la vot. Cine este pentru? 14. Mulțumesc. Trecem la diverse, dacă sunt probleme. Președintele de ședință. Ședința declarăm închisă. Ca președinte de ședință, zic eu, să facem și propunere pentru încă 3 mandate. Propun pe doamna viceprimar, având în vedere că vine sezonul rece, având în vedere că vin sărbătorile, consider că este cea mai bună pentru președință. Cine este pentru? Eu pe domnul Hoboliță. Nu mai. Așa că... Vă mulțumim frumos. Doamna Angela. Se supune la vot. Cine este pentru doamna Angela? Zon de studiu. Cu majoritatea. Rămâne doamna viceprimar, președinte de ședință. Eu îl propun pe Gaia, domnul Gheorghe. Cine este pentru domnul? Dacă-i dorit, atunci îi lăsați pe el. Dacă-i dorit, atunci îi lăsați pe el. Deci în final. S-a votat. Ce votăm? Doamna vice rămâne, da? Dacă mai sunt ceva probleme? La diverse, dacă sunt probleme. Dacă nu, declarăm ședința închisă.